Hello, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi mi-am propus să facem așa o sesiune cu produse consumate, empties. Am zis că nu vreau să stau cu gunoiul în casă când o să vină anul nou și aș vrea să le arunc, de fapt să le arunc, le voi duce la reciclat pentru că nu arunc produsele care pot fi reciclate. Le duc la niște standuri din acestea de reciclat, care sunt gratuite, nu costă nimic. Sunt niște tonete amplasate de către primărie și de obicei acolo le duc. Este super comod și le strâng și le duc acolo. După ce le am selectate, evident. Înainte de a începe clipul cu Empties, o să vă arăt așa câteva mici cumpărături care le-am mai făcut. Evident, cu ideea de a vă oferi impresii personale, nu știu, anumite idei pentru cadouri, dacă încă mai faceți cadouri și de ce nu cadouri pentru voi, cumpărături pentru voi, așa cum fac și eu. Nu aștept să primesc un cadou, ci îmi cumpăr tot timpul ceva din surse proprii și de obicei marea majoritate a lucrurilor mele sunt cumpărate de mine. Prea puțin sunt din cadouri, așa că o să vă arăt ce am cumpărat. Bun, am cumpărat primul și cel mai frumos produs. Este acest brăduleț, un ornament de la o firmă foarte drăguță, care are fel și fel de ornamente. O să vă las un link unde puteți să vedeți mai multe imagini pe care le-am luat din magazin. Au fel de fel de decorațiuni din acestea. N-aș putea să spun că sunt decorațiuni de masă, pentru că am senzația că e un singur obiect în magazinul respectiv. Dacă vreți să luați două la fel, nu cred că găsiți. Și sunt super frumoase, sunt mai deosebite, nu este ceea ce găsiți la Pepco sau în alte magazine, dar sunt și mai scumpe. Pe acest ornament am dat 44 de lei, el a fost la reducere. Au în perioada aceasta o reducere de 30%, eu am prins doar 20%. Și magazinul se numește Simonas. Am văzut că au cont și pe Instagram, dar îl găsiți în Mall Băneasa. Au un magazin foarte frumos și foarte frumos decorat. Și dacă vreți să vă cumpărați așa decorațiuni deosebite, acolo găsiți. Evident că se plătește și un preț, pentru că sunt destul de piperate la preț, dar sunt foarte frumoase. Deci mi-am cumpărat și acest brăduleț care mi-a plăcut foarte tare. Și am zis că neapărat trebuie să-l am și eu, și mi-am făcut un cadou. Evident, ca de obicei, cei de la Bath & Body Works iarăși au oferte. Mi-am cumpărat această ofertă așa de sărbători de iarnă, Snoopy Peach Berry. Evident că miroase demențial a acaisă. Deci miroase foarte bine. Și spun ei că au Snow-Kissed Cranberry, Frosted Peach Blossom și Shimmery Woods. Vreau să vă zic că miroase foarte bine acesta. Superb. Eu de fiecare dată când îmi aleg un produs, mă duc în magazin și încep să le încerc pe toate, astfel încât să-mi aleg ceea ce îmi place. Acesta a costat 25 de lei. Nu mi-am luat decât un singur produs, pentru că mai am destul de multe săpunuri din acestea de mâini pe care nu le-am consumat încă și aș vrea să mai consum din ele și cu siguranță în ianuarie o să mai merg să mai cumpăr și n-aș vrea de fiecare dată când merg acolo să-mi cumpăr 4-5 sticluțe, pentru că nu am timp să le consum, așa că prefer să-mi iau așa câte 1-2 bucăți, pentru că am deja stocuri. Deci acesta a costat 25 de lei. Au acum ofertă la câteva produse. Au și la produse de curățarea corpului și produse de îngrijire a corpului, gen
loțiuni de corp, unt de corp, geluri de mâini, dar nu toate produsele, deci doar o parte din produsele la vânzare sunt la reducere, deci trebuie să fiți foarte atenți pentru că sau întrebați înainte de a merge la casă, puteți să faceți comandă și pe site și acolo clar aveți informația. Și spun ei că au și vitamina E, extract de shea, aloe și uleiuri naturale. Da, acesta miroase super. Bun, am fost la o cafenea în Molvitan și mi-am cumpărat niște pliculețe din acestea de cafea la plic. N-am mai cumpărat și n-am mai folosit de mult și am vrut să le încerc. Deocamdată nu le-am încercat, nu știu cum sunt. Cert este că un pliculeț din acesta costă 2 lei. Prețurile sunt destul de mici la cafele, deci dacă ajungeți în Molvitan, în București, da, vă recomand să mergeți la parter. Este o cafenea care se cheamă exact cum este brandul acesta, KVC, Dunasi, da, așa. Și o cafea e cam 17 lei, oricum mai ieftin decât în oraș, să zic așa, și au și aceste pliculețe. Mi-am luat cu cappuccino odată, apoi mi-am luat cu caramel, așa, și am mai luat cu, și cu vanilie. Vreau să încerc să văd dacă sunt ok, dacă sunt bune și dacă vreau să mai cumpăr și altă dată. Nu știu acum cum sunt, vom vedea. Și ce mi-a plăcut, că au o cafea cu mastic. Dacă nu ați băut așa ceva, vă recomand să mergeți. E o cafea turcească cu mastic. Nu prea găsești așa ceva prin București. Așa că vă recomand, toate cafelele sunt din Turcia, mai au și alte produse, bomboane, prăjituri, foarte multe sortimente de cafea, cafea la plic, cafea boabe, cafea la cutie, deci foarte multe variante. Doar să mergeți să-i descoperiți. Nu sunt foarte multe cafenele de genul acesta, cred că au un Molvitan și cred că mai au ceva pe la Constanța. Oricum eu știu din Turcia și au o cafea foarte bună și niște servicii extraordinare, așa că vă recomand să mergeți acolo. V-am zis, pe un pliculeț de acesta am dat 2 lei, sunt și eu curioasă să văd cum este, nu-mi dau seama dacă e bun sau nu, vom vedea, da? Deși pe acestea le-am luat. Și am mai ajuns zilele acestea la Antic Lyrics, este o librărie care bănuiesc că vin, se aprovizionează cu cărți din Anglia, așa am observat eu. Probabil că sunt cărți din acestea care nu se vând sau sunt mai vechiuțe, dar care arată foarte bine. Ideea este că ca să puteți să citiți astfel de cărți, trebuie să știți engleza, nu este nimic în română. Eu cel puțin nu prea am văzut cărți în română acolo. Dar sunt foarte frumoase, de o calitate deosebită, așa că mi-am cumpărat și eu această carte, care are vreo 300 de bucăți, da, 300 de file, și se numește And Bloom, The Art of Aging Unapologetically. O carte de Denis Bunkens, fondatorul And Bloom. Abia aștept să o citesc. Îmi place foarte mult, în primul rând îmi place cartea în sine. Și aici sunt diverse interviuri cu diverse persoane, femei în speță, care au depășit vârsta de 40 de ani, o poză cu acea persoană și așa, un scurt istoric cu privire la persoana respectivă, ce vârstă are, ce ocupație. Mi se pare foarte drăguț că pun în evidență așa rolul femeii și în general ceea ce au făcut ele ca persoane. Și este o carte din aceasta de creșterea încrederii, de motivare personală, foarte drăguță. Da, deci e interesantă cartea, n-am început să o citesc și aceasta a costat 20 de lei. Chiar mi se pare un preț foarte bun, având în vedere cartea în sine. Uitați-vă ce copertă frumoasă și ce poze foarte frumoase. Deci e o carte care merită avută și spune chiar așa: Inspiration about life from more than 100 women. Ce poate fi mai frumos decât o carte din aceasta motivațională? Și aici o să vă spun ce spune Denis Bukens,
You become what you see determines what you believe, and the most powerful way of inspiring people is with images. My goal with N Bloom is to motivate women to embrace life without fear, to provide example of women between the age of 40 and currently 100, so that any woman can open this book and see themselves recognized. Foarte drăguță cartea, așa că abia aștept să o, să o citesc. Da? Deci ea, practic, a făcut niște poze din 2018, tot văd că pozează diverse femei care le-au luat și interviuri și creează așa niște portrete feminine, deci practic este o carte feminină, să zic așa. Mie îmi plac genul acesta de cărți, așa că abia aștept să o citesc. Apoi o să vă mai arăt un produs, dar o să eliberez un pic ecranul ca să avem mai mult spațiu. Așa, personajul, adică eu, mi-am luat niște pantalonași din aceștia de la Marks & Spencer. Mi-a plăcut foarte tare modelul. Să știți că nu sunt pantaloni de casă, ci sunt pantaloni de stradă. Vedeți, aici au așa o imitație de fermoar, dar nu este fermoar, cu buzunare. Îmi place foarte mult materialul și cum se vede, sunt foarte drăguți. Sunt un pic cam lărguți, așa, dacă vă uitați, sunt pantaloni lungi, dar... să zic așa, nu sunt foarte strâmți, sunt mai comozi, așa cum se poartă acum. Mi se pare că a venit așa în tendințe și în trend. Moda anilor 90, 90, când se purta mai larg așa și mai lejer, 90-2000, aș putea să zic, cam așa. Era îmbrăcămintea mult mai confortabilă, mult mai lejeră, nu se purta așa de mult... rochițe, pantaloni strâmți, pantalonii erau mult mai lejeri, așa că mi-am luat și eu pe aceștia și vreau să vă zic că i-am luat la reducere de la Marks & Spencer. Au de la 249, i-am luat cu 70 de lei, deci o reducere. Au în perioada aceasta diverse reduceri, așa că m-am gândit să mi-i cumpăr și eu pe aceștia. Mi-am luat de-a lungul timpului destul de multe lucruri de la ei și au rezistat foarte bine, adică nu se... strică, rezistă și merg din când în când. Nu poți să-ți cumperi chiar foarte multe produse de la ei, că nu toate îți plac, dar tot găsești ceva și în general rezistă destul de bine, se comportă foarte bine, așa că vă recomand. E de mers când sunt reduceri, nu când nu sunt reduceri. Chiar acum de Crăciun am cumpărat soțului meu niște cămăși la reducere cu 50% la un preț foarte bun. A fost ceva de genul 60 de lei o cămașă, adică nu știu dacă mai găsești pe undeva 60 de lei o cămașă, dar cam așa de la Marks & Spencer. Și foarte frumoase, se comportă foarte bine la spălat, la călcat și de obicei soțul le ia la servici. Bun, haideți să începem haul-ul propriu zis pentru care am făcut acest video. Să trecem la produsele consumate. Am vorbit un pic de cumpărături, de micile cumpărături pentru care n-am vrut să fac un clip separat și să începem un pic de ceea ce am consumat. O să încep prima dată și prima dată cu lucruri din acestea de sezon, cu cafea. Eu am aparat din acelea Nespresso, așa că am cumpărat de la ei două tipuri de cafele. Una cu caramel nuts flavor și încă una cu, aceasta este cu nociola, cred că, nociola flavor. Da, ideea este că mie îmi plac produsele lor, le cumpăr permanent, doar că mai cumpăr și alte capsule, numai cele de la Nespresso. De obicei ajung la Nespresso ca să duc capsulele pe care le-am strâns. Dacă nu știți și dacă nu ați mai văzut clipurile mele, să știți că Nespresso este singura companie din România care reciclează capsulele de aluminiu și reciclează cafeaua, astfel încât ceea ce consumați voi se depozitează în niște săculeți, o să vi și arăt, care vi se dau gratuit, deci nu plătiți nimic pe acești săculeți și... vi se dau gratuit, după ce i-ați umplut îi duceți la ei
Și cam acesta este ciclul de reciclare, nu știu dacă se vede foarte bine, responsabilitate prin reciclare, foarte drăguț mesajul și spune aici cum trebuie să colecteze aceste capsule, deci practic se depozitează în această pungă, se introduc în pungă, se capsează punga, apoi se duc în, poți să accesezi site-ul și să soliciți colectarea de acasă sau de ce nu să te duci la ei la magazin. Eu m-am dus de fiecare la ei și folia de aluminiu este separată de zațul de cafea, aluminiul este recuperat și reciclat și se reutilizează inclusiv zațul de cafea pentru a genera energie verde și compost. Deci cam acesta este ciclul. Da, și este singura firmă din România care se ocupă de reciclare. Evident că nu duc numai capsule Nespresso, duc în general capsule de orice fel de cafea, pentru că aluminiul nu contează că e de la Nespresso, că e de la altă firmă, aluminiul se reciclează, așa că eu colectez de la orice companie care produce cafea și de la care eu cumpăr. Bun, deci acestea sunt două cutiuțe. O cutiuță de cafea costă... Acestea de Crăciun sunt mai scumpe, sunt cam 2,70 lei, deci 27 de lei costă o cutiuță din aceasta, pentru că sunt special create de Crăciun și atunci sunt mai scumpe, iar acestea nociola celelalte regular, așa, sunt 25 de lei, sunt destul de scumpe în comparație cu ce mai găsiți pe piață, dar au și niște arome mai deosebite. Bun, ce am mai cumpărat? Am mai consumat niște alune din acestea mega de la... și anume arahide peanuts prăjite și sărate, 250 de grame. Sunt foarte bune acestea și noi le luăm și le consumăm dacă vrem să ne uităm la un film pe Netflix. De obicei mâncăm alune din acestea. Ce-mi place la ele că nu au foarte mult ulei. Bine, sunt uleioase, dar nu atât de uleioase cum sunt alte alune de la alte branduri de pe piață și nu sunt nici foarte sărate, cum am mai întâlnit, și ce-mi place că nu sunt râncede, că am mai luat câteva alune și erau cam râncede, ori prea uscate, ori prea uleioase, ori pur și simplu miroseau așa sau erau chiar amare. Am mai întâlnit și situații de genul ăsta. Mai sunt magazine care pur și simplu țin o veșnicie acele alune și evident că își pierd din calitățile nutritive, își pierd din proprietățile inițiale și schimbă gustul, evident, și nu mai au același gust. Așa, deci am consumat vreo două pliculețe din acestea. O punguță costă cam 7-8 lei, cam așa. Deci nu este foarte, foarte scumpă. Bun. Apoi am mai consumat și o punguță din aceasta de pufuleți. Nu prea ne cumpărăm, nu mâncăm în mod constant. Dar așa, din când în când, nu știu, odată la câtva timp ne mai cumpărăm. De dorul dorul copilăriei sau nostalgia copilăriei. Apoi am mai achiziționat de la gama de lux de la Lidl acest tiramisu cu mascarpone. Este foarte bun. Aveau ei și reducere, adică cred că l-am luat cu 10 lei, cam așa l-am prins la reducere. E foarte bun, foarte aromat. Mi se pare mai bun decât cel de la Mega, sincer. Și destul de mult produs aici. Avem 500 de grame. Mi se pare o variantă foarte bună dacă aveți musafiri și nu mai vreți să mai stați să petreceți timp să faceți tiramisu. Acesta este o variantă foarte simplă și gustoasă și chiar vi le recomand acestea că sunt super faine și nici nu mai... Adică dacă ți-ai face tu singur tiramisu acasă, cu siguranță pe tine te-ar costa mult mai mult decât acești, nu știu, 10 lei cât am dat eu pe tiramisu. Deci are un raport calitate-preț foarte bun. Apoi ne mai luăm în mod frecvent Rio Mare, tonul din acestea micuțe și le facem cu salată verde și asta pentru că ne forțăm să mai mâncăm pește. Eu, de exemplu, mă forțez să mai mănânc pește și să mănânc și verdeață și singura modalitate prin care pot mânca pește și mânca verdeață este prin această combinație. Îmi fac o salată cu Rio Mare și ton ton în ulei de măsline. Avem 3 cutiuțe de 80 de grame.
Și pe acesta îl iau de la Lidl, e cel mai ieftin de pe piață, costă 27 de lei, la Mega Image îl găsiți cu 35 de lei. Cred că așa, eu îl iau de la Lidl tot timpul. Și cu siguranță acum de Revelion o să-l mai iau ca să fac o salată de pește, că nu ne place să facem salată de pește. Bineînțeles cu iaurt sau cu maioneză, depinde. Așa. Am mai terminat un ketchup din acesta Tommy, pe care l-am tot așa de la Lidl, costă cam 5 lei și îl avem în casă, că nu ne place să mai combinăm așa. Ori să mâncăm cu omletă, ori dacă nu ne mai facem comandă de pizza și de obicei nu ne cumpărăm ketchup de la distribuitor, ci cumpărăm direct din magazin și l-am terminat și pe acesta. V-am zis, costă 5 lei. Iar comandă la pizza nu facem de foarte multe ori, nu știu, cred că o dată pe lună, cam așa să zic. Bun, apoi un pateu pe care tot îl cumpărăm, e acesta tot de la Lidl, Dulano. O să vedeți multe produse de la Lidl pentru că în general merg acolo și îmi fac piața, este foarte aproape de mine sau cumpărăturile. Și acesta e destul de bun. Bine, ideea este că e un pic cam sărat, adică trebuie să aveți, dacă trebuie să țineți regim și nu trebuie să mâncați sărat, nu este un produs potrivit. Însă ce vă recomand să îl cumpărați, este foarte bun așa de făcut, nu știu, cu pâine prăjită sau să faceți niște, să puneți pe pâine sau pe bruschete, e foarte bun. Sau de ce nu să-l combinați cu ouă, să-l puneți la ouăle umplute, chiar este foarte potrivit, astfel încât nu mai este nici atât de sărat, doar dă așa un gust mai bun la compoziția de la ouă umplute. Acesta costă 10 lei și noi tot așa îl cumpărăm în mod curent și în mod constant, dar nu sunt permanent la ei, doar în perioada aceasta de sărbători mai apar, adică de câteva ori pe an. Apoi, aluat din acesta de patiserie, pe care tot așa îl cumpărăm de la Lidl, este destul de bun. Puteți să faceți, nu știu, sărățele. Eu am făcut, de exemplu, și sărățele cu brânză, dar puteți să faceți, de exemplu, să faceți plăcintă. Eu cu siguranță o să mai fac și plăcintă de Revelion și o să mai cumpăr. Și acestea sunt foarte bune pentru o plăcintă. Aluatul este foarte pufos, crește, nu e nimic sofisticat și e și foarte ieftin. Costă 5 lei, cred că mult mai ieftin decât ceea ce găsiți la Mega Image. Și acesta este Fresh Puff Pastry, deci este pentru pateuri, să zic așa, sau pentru produse din acestea de patiserie. Da, eu fac plăcintă cu produsul acesta. Plăcinta de brânză îl fac cu acest produs și plăcinta de mere. Mai am aici o punguță de alune, deci încă a treia punguță, foarte multe punguțe, care evident vor merge la reciclat. Apoi, soțul meu a cumpărat niște biscuiți din aceștia bio de la DM cu unt. Sunt buni, nu pot să zic că sunt super mega gustoși și delicioși și sunt buni. Destul de scump pentru o cantitate așa mică, nu știu, cred că au costat în jur de 8 lei, mi se pare, 150 de grame. Da, mai mâncăm de obicei cu mere, mie îmi place să-i mănânc cu mere. Pe aceea de la DM am luat. Ce mai avem? Că mai am aici ceva produse. Am mai cumpărat niște specialități din acestea cu ardei roșii și cherry, pe care le tot cumpăr de la Lidl. Sunt ardei micuți, foarte micuți, cu brânză și cu miere și muștar și măsline verzi, fără sâmburi. Deci sunt câțiva ardei și câteva măsline. Acestea merg foarte bine și de Revelion. În seara de Revelion chiar mi se par foarte bune pentru aperitiv. Nu vă gândiți că e foarte mult produs, pentru 10 lei, nu știu să zic așa, sunt câteva măsline și câțiva ardei. Dar cred că dacă vă luați 2-3 cutiuțe, sunt suficiente.
Bun, am terminat și această gumă de mestecat de la Mentos, pe care o mai iau așa din când în când. Mi-a plăcut această gumă de mestecat, costă 6 lei. Nici nu știu câte Bubble Fresh Gum sunt aici, 15 bucăți. Se găsește la Mega, de obicei de acolo iau. Mi se pare ok, din când în când mai îmi cumpăr și gumă. Ce am mai cumpărat aici? Ce am mai consumat? Am avut niște, să zic așa, niște tarte cumpărate. De fapt, ele au fost primite printr-o cutie de la Bastor. O să vă las un link să vedeți ce a fost în cutia respectivă. Și am avut aceste tarte. Sunt destul de ok, arată bine. Ce-mi place că fiecare tartă este ambalată într-un pliculeț. Uitați așa. Și puteți să le luați la voi sau să le dați copiilor la școală, sunt foarte bune. Însă e destul de rigid aluatul, adică dacă, nu știu, vreți să dați la cineva mai în vârstă care are probleme cu dinții, nu vă recomand, că e destul de dur așa aluatul acesta, cam tare, aș putea să zic, nu e atât de pufos. Dar pentru copii, mai ales cei care nu au probleme cu dantura, mi se par foarte potrivite și foarte bune. Am terminat și această cutiuță cu măgura, prăjitură cu ciocolată. Este o variantă din aceasta pentru sărbători. Într-o cutiuță din aceasta sunt 6 bucăți, nu sunt foarte scumpe. Cred că o prăjitură din aceasta, măgura, costă cam un leu și ceva. E un produs destul de ieftin și mă bucură că încă mai găsim produse românești fabricate în România și chiar acestea sunt foarte bune dacă vreți să faceți cadou pentru cineva care locuiește afară sau, nu știu, dacă aveți o vizită, mergeți undeva la un client și vreți să duceți ceva sau, mă rog, la colegi sau prieteni care locuiesc afară, nu în România, să zic. Chiar acestea sunt bune pentru că sunt făcute în România și știu că de multe ori vrem să luăm ceva specific românești, nu știm ce să luăm și asta e o idee, să zic așa. Ele sunt destul de gustoase, nu e foarte multă cantitate, avem 35 de grame. Vă dați seama, e cu ciocolată, mi se pare că e ciocolată neagră, nu prea pare ciocolată cu lapte. Sunt gustoase, sunt bune. Cred că mai am vreo 2-3 din ele, dar restul le-am tot consumat, tot așa au venit prin acel Bastor. Și o să vă las un link cu prezentarea. Apoi, am terminat și aceste produse de la aceste tampoane de la Libres, absorbante mai exact, sunt speciale pentru noapte. Sunt absorbante cu aripioare pentru noapte și spun ei că sunt mai măricele un pic pentru persoanele care, să zicem așa, au o menstruație mai abundentă. Au costat destul de puțin, am luat de la DM, cred că au costat vreo 7 lei. Mi se pare un raport calitate-preț foarte bun și chiar o să le mai cumpăr. Am mai terminat iarăși hârtia igienică aceasta pe care o cumpăr și recumpăr de la DM și pe care o cumpăr de fiecare dată, mi se pare foarte bună și sunt cam dependentă de ea, tot timpul ne cumpărăm așa ceva. Se numește Sensitive Deluxe și costă 6 lei un pliculeț din acesta. Îmi place și cu miroase, îmi place și textura și tot timpul avem așa ceva la baie. Și tot timpul o cumpăr și o recumpăr, să zic așa. Cred că e a 4-5 oară de când am descoperit-o. Și apropo, să știți că nu știam de hârtia aceasta dacă nu vedeam la cineva pe YouTube, așa că sunt bune și aceste videouri pentru că pot să descoperi produse noi. Vă spuneam eu că sunt bune și aceste videouri că pot să descoperi produse noi. Așa am descoperit și eu hârtia aceasta de la DM Deluxe, tot de la cineva de pe YouTube și mi-am cumpărat-o și eu, am zis hai să o testez să văd cum e. Și de când am cumpărat-o, chiar îmi place și o cumpăr și o recumpăr. Aici avem un ambalaj și o cutie care va ajunge la reciclat. Este
un ambalaj de la Parodontax. Am mai avut probleme cu gingiile în ultima perioadă, așa că mi-am luat ceva specializat în zona aceasta. Mi se par destul de bune produsele de la Parodontax. Am mai luat așa câteva, am mai luat de câteva ori. Da, și acestea sunt destul de bune pentru că ți ajută la afecțiunile gingivale. Și spun ei că este o pastă de dinți cu flori pentru utilizare zilnică. Este dovedit clinic că aceasta ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Da, deci am luat-o și pe aceasta. Cred că am luat-o din farmacie, de la Dr. Max. A costat vreo 26 de lei, dar se găsește peste tot. Așa, o să eliberez un pic ecranul ca să vă aduc și alte produse în vizor. Ca și produse de make-up consumate, nu am foarte multe produse. Ca de obicei, eu nu consum foarte multe produse. Și avem doar un produs de la Lancôme. Cred că mai am foarte, foarte puțin în sticluță. S-a cam terminat, l-am și rupt, l-am zăpăcit, să zic așa, i-am rupt și capacul. Să știți că îmi place produsul acesta. Doar că, să vă spun sincer, 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 miroase a lapte doina. Știți, lăptișor de matcă din acela. Cam așa miroase acesta. Zici că e lăptișor de matcă. Da, deci dacă n-aș fi avut, n-aș fi făcut comparația aceasta. Spune că este pentru o piele uscată. Mie îmi place cum lasă tenul, nu irită tenul. Nu mi se pare că lasă tenul gras și ia foarte bine make-up-ul și arată bine tenul după ce folosești un astfel de produs, pentru că și înlătură foarte rapid produsele de make-up, dar îți lasă și tenul curat. Așa că pe acesta îl recomand. Dacă aveți posibilitatea să vă cumpărați un set, dacă nu ați testat, luați-vă mai întâi un mini size ca să vedeți exact dacă vi se potrivește. Ce vă mai recomand? Mai au diverse oferte în care puteți să cumpărați produse până la o anumită sumă și primiți alte produse gratis. Și puteți să primiți și genul acesta de produse. Nu vă garantez că tot timpul va fi acest produs la ofertă. Dar mai au diverse seturi cu produse mini size pe care puteți să le cumpărați. Și înainte de a vă cumpăra produsul full size care e mai scump, e bine să încercați mai întâi mini size-urile. Eu vreau să vă zic că l-am pe acesta, cred că de cel puțin 2 ani de zile am senzația. Bine, se comportă ok, nu avem niciun fel de probleme. Însă nu l-am folosit pentru că am avut alte produse pe care le foloseam și acum am zis hai să-l folosesc totuși că el este foarte bun, mai ales dacă aveți un make-up din acesta rezistent, cu produse rezistente, gen ruj rezistent, waterproof, rimel, mascara waterproof sau, de ce nu, un fond de ten din acesta mult mai persistent, așa. Înlătură foarte rapid make-up-ul și curăță rapid și lasă și tenul hidratat așa, pentru că având acest lăptișor așa și lapte, e un lapte demachiant, da? Da, și aici avem 50 de mililitri. Eu am senzația că l-am cumpărat împreună cu... Au avut ei un set cu acest lăptișor. Îi zic eu lăptișor pentru că mă duce cu gândul la laptele lăptișorul de matcă de la Doina, dar de fapt este lapte demachiant de la Lancôme, da? Eu l-am achiziționat, cred că a fost un set din acesta cu două produse mini size și rimel sau două produse din acestea și o cremă de față. Nu mai știu exact pentru că l-am luat de ceva timp. Cert este că l-am consumat acum. Cam acestea au fost produsele pe care le-am consumat. Acum sunt gata, sunt pregătită să duc ambalajele la reciclat, astfel încât să nu mai am diverse produse și probabil că o să ne întâlnim cu Empties la anul când o să mai consum din ceea ce voi cumpăra. O să vă las un link cu pozele de la
magazinul acela de decorațiuni Simonas din Mallul Băneasa, o să vă las un link cu cafeneaua din Mall Vitan. Poate ceva care vă inspiră. De fapt, nu o să vă las link, o să vă las în încheierea acestui video imagini din cafenea. În link o să vă las în descriere pentru bastor și pentru Simona, să vedeți câteva poze, câteva cadre, dar vă recomand să mergeți la ei. De asemenea, să știți că au început să apară reduceri prin magazine, la diverse magazine. Sunt așa niște reduceri modeste, cu 30%, cu 50%. Da, mă aștept la reducerile acelea masive din ianuarie. Bineînțeles că așa mă gândesc la Sephora, să vedem ce reduceri au. Am un card de cumpărături de la Sephora care abia aștept să-l consum dar vreau să aștept reducerile ca să-l consum cu produse reduse. De asemenea, aștept să văd ce produse la reducere vor avea cei de la Marks & Spencer, dar și cei de la Peek & Cloppenburg, pentru că eu tot timpul mi-am cumpărat de la ei produse din acestea la reducere. Nu știu dacă cei de la Douglas vor avea reduceri masive. Am fost la ei recent, ziceau 60%, dar erau așa niște reduceri modeste, adică câteva produse și în general parfumuri, care sunt destul de scumpe, adică pe Notino poți să le găsești mai ieftin, așa că nu prea mi-au făcut cu ochiul. Dar aștept reducerile de sezon din ianuarie, așa că și voi dacă puneți-vă ceva bănuți deoparte că vor veni reducerile și să ne pregătim dacă e ceva care ne face cu ochiul. Nu neapărat să avem așa o listă bine definită, pentru că de obicei când te duci la reduceri e bine să n-ai așa o listă de produse, că nu găsești tot timpul ceea ce îți dorești. Și vă recomand atunci când găsiți ceva la reducere și aveți bănuți și vă trebuie acel produs, să-l și cumpărați, pentru că există riscul dacă vă reveniți peste câteva zile să nu-l mai găsiți și o să vă pare rău că nu l-ați cumpărat la reducere. De asemenea, vă recomand să vă cumpărați ceea ce vi se potrivește, produse pe care le folosiți mai des, nu așa o dată pe an sau o dată la nu știu câți ani. Să vă cumpărați ceva ce produse sustenabile, adică produse pe care le puteți folosi în fiecare an și produse care se mențin pe o perioadă lungă de timp din materiale sustenabile și produse la reducere, evident. Nu trebuie să cumpărăm neapărat produse la preț întreg, putem să cumpărăm la reducere. Și acele produse sunt foarte bune. Și v-am zis, este important să avem produse sustenabile, adică să le nu folose, nu produse din acestea care sunt doar pentru un sezon, sau pentru care care pot fi folosite o singură perioadă de timp sau care sunt în tendințe, în trenduri. Cam asta ar fi pentru clipul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații. În cazul în care doriți să dezvolt acest canal, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe. Le mulțumesc celor care nu uită să-mi scrie un comentariu. Sunt câteva persoane care revin tot timpul pe canalul meu și mi adaugă comentarii. Vă mulțumesc, vă doresc un an minunat, un an plin de realizări, multă sănătate și fericire și alegeri inspirate.